după atât de mult bine, mai vine și un rău. Pretențioasă la cum arată. Dacă îmi spuneai, nici nu... Doamne, ferește! Că... Păi asta e frumusețe. Poți să-ți rupi oricând piciorul, mâna. Gata cu Moxie. Este ora 12, nu am mâncat nimic. Suntem morți de foame, rupți de frig. Abia am ieșit, dar bate un vânt crunt. Așa că următoarea noastră locație, dacă găsim loc și mai mult de atât e și liber, o să fie Carul cu Bere, unde o să și mâncăm, dar mai important de atât, o să facem o ședință foto. O să și mâncăm, dar o să și pozăm. Da. În 1879 exista berăria la Carul cu Bere, aceasta fiind înființată de Ion Căbășanu. Aici lucrau și cei doi nepoți ai acestuia, pe numele lor Mircea Gheorghe și Mircea Ion, iar aceștia l-au chemat și pe fratele lor mai mare Nicolae la București. Nicolae a fost nominalizat ca berar în anuarul Dame și 6 ani mai târziu a cumpărat locul unde în prezent se află Carul cu Bere. Deci Nicolae a făcut o treabă bună. Ce investiție bună a mai făcut Nicolae. Bravo Nicolae, fiți ca Nicolae. În anul 1899 a fost inaugurată noua clădire, iar următorii ani au fost niște ani prosperi, astfel permițându-i lui Nicolae să cumpere și alte imobile și astfel să extindă această clădire. După atât de mult bine, mai vine și un rău, poate chiar mai multe rele, pentru că în 1929 Nicolae moare, iar în 1948 clădirea este confiscată, iar toate picturile murale sunt acoperite cu var. Între anii 1983 și anii 1986, picturile au fost refăcute revenind la forma lor originală, iar în anul 1999, descendenții lui Nicolae au reușit să intre iar în posesia clădirii. Întrerupem un pic transmisiunea pentru a admira cât de bine arată fața mea în această lumină. Dacă îmi spuneai, nici nu... Doamne, ferește! Că voiam să spun că înainte să începem noi toată treaba asta cu vlogul, eu eram foarte pretențioasă la cum arată fața mea atunci când mă filmez sau când fac poze, dar după ce am fost în Spania și am filmat acolo în fiecare zi pentru a le face părinților noștri cadou un vlog, am observat că fața mea arată total diferit în fiecare zi, în fiecare moment al zilei, datorită luminii, datorită oboselii, datorită a ceea ce am mâncat, așa că acum nu mai am absolut nicio pretenție. Fața mea e cum e, important e ca starea mea de spirit să fie bună. D'accord. În 2006 se redeschide Carul cu Bere, pe care îl putem vedea chiar și astăzi. Am ajuns la Carul cu Bere, ne-am pus aici la o masă, noi vreau să stăm la etaj, dar din păcate toate mesele erau ocupate, așa că stăm la parter. Ne-au adus meniurile, dar pe meniuri nu era și meniul zilei, care se cere separat. Noi știam de el, de pe internet, așa că am cerut direct și ne-a venit primul fel, supă cremă de legume pentru mine, alături de o groază de crutoane. Și pentru Mihai, o ciorbă de perișoare, da. Și pentru Mihai, o ciorbă de perișoare cu ardei usturat. Am comandat primul fel, a venit după
5 minute după ce ne-a luat comanda. Am terminat în 5 minute de mâncat primul fel, în alte 5 minute a venit al doilea fel, așa că haideți să vă arătăm și ce ne-am luat la al doilea fel. Pe lângă supa de legume pe care mi-am luat-o, mi-am mai luat și ghiveci de legume și orez cu legume. Tigaie picantă cu pui și porc și cartofi țărănești. Și în plus ne-am mai luat și o salată de varză albă și o altă salată de varză murată cu castraveți murați. A sosit și desertul. Eu mi-am comandat măr în foietaj cu scorțișoară și în cochese, dar nu mai mi-aduc aminte. Și pentru Mihai avem o cremă de zahăr ars. Eu am mâncat doar o dată în viața mea cremă de zahăr ars și nu m-a impresionat. Și sunt curioasă dacă mă va impresiona aceasta. Aparent îmi place mult mai mult crema de zahăr ars decât mărul meu în foietaj. Așa că am făcut schimb cu Mihai, am luat vreo două guri, dar nici acesta nu mai pot, e mult prea dulce. Da, aparent foietajul acesta a fost mult prea dulce și am mâncat pe tot. Să înceapă runda 2. Dacă o să am 120 de kilograme, să știți de unde e. Mănânc tot. Am mâncat, am băut, am ascultat muzică live și ca și la hanul lui Manuc, am avut niște trăieri mult mai intense decât credeam că s-ar putea avea. Și anume, eu personal, în momentul în care au început domnii să cânte, mai ales o melodie pe care eu o ador. Și în momentul în care au început să cânte acea melodie, am simțit așa cum... Am simțit cum nu mai îmi simt corpul, efectiv, și pluteam, nu mai simțeam că pășesc pe pământ, ci pășeam în aer. Era și muzica atât de tare și ospătarii, forfătă, lume. A fost ceva extraordinar pentru mine. Și pentru mine, n-am avut aceeași trăire, dar mi-a plăcut. Atmosfera este chiar una foarte liniștitoare, așa, și inedită, mai bine. Pe lângă asta, locul este foarte frumos și tot ce e în interior. Pisica. Ia uitați pe cine am găsit iar. Pisica. Acel motan pe care l-am întâlnit tot aici în zonă, acum o săptămână, două. Am dat de nou de el. De data asta stătea pe la carul cu bere. Mare grijă prin centrul vechi, degeaba este frumos, pentru că în orice moment, efectiv, în orice moment, vă puteți rupe picioarele, mâinile, cam tot ce se poate. Păi asta e frumusețea. Poți să-ți rupi oricând piciorul, mâna. Este palpitant. Dacă mergi așa trebuie liniștit și n-ai nicio grijă, nu știe Cristina. De 5, 6, 8, 10 zile de cât suntem pe aici, nici noi nu mai știm. Ne-am dus și acasă, să știți, n-am stat doar aici. Da. N-am adormit aici, în centru vechi. Cu pisica aia Portugalia am dormit până acum 8 zile. Vreau să spun că în toate zilele astea, de câte ori am trecut pe aici, de fiecare dată am văzut un bărbat în toată firea, cu bocanci ca lumea, care era la un pas distanță de a-și rupe piciorul, la modul că s-a împiedicat, dar a reușit să își revină astfel încât să nu își rupă piciorul de tot. Ce să mai zici dacă vii tu cu un toculeț, cu aia și nu toculeț, cui? Un toc. Gros. La revedere. Deci aveți grijă în centru vechi. Vă las ca să am și o grijă să ajung totuși de seară întreagă acasă. Vă zice vouă să aveți grijă și acum... Încă un pisic fericit pe ziua de astăzi. Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. Centrul vechi era locul de întâlnire al negustorilor din întreaga lume în perioada interbelică. Străzile lui poartă numele meșteșugurilor și negustoriilor de altă dată, precum lipscani, provine de la cuvântul lipscan,
adică negustori care vindea mărfuri aduse de la Lipska, un oraș din Germania, blănari, gabroveni, care se trage de la numele orașului Gabrovo, din Bulgaria, oraș recunoscut în trecut pentru producția de cuțite, șepcari, provine de la cuvântul șepcar, persoană care confecționează și vinde șepci, șelari, își trage numele de la cei care fabricau și vindeau șei și alte piese de harnașament, și covaci, care este numele vechii bresle meșteșugărești a fierarilor, de la K-O-V-A-K-S, care înseamnă fier în limba slavă. Pisi! Ce faceți, iubitelor? Pisicuțele! Pisi frumoasele! Wow! Bună voi! Bună! 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 Bună, Pisi! Ce faceți, mă? Ce faceți, mă? Ce faci, mă, iubită? Drăguța planetei, cine are grijă de tine? Pisulița! Wow, wow, încă una! Ce faceți, mă, iubitelor, mă? Drăguțile! Haide! Haide așa! Ești mi-e titică! Ți-a trebuit să-ți placă, să stai cu Vivi un pic. După cum ați văzut, în această zonă sunt foarte, foarte, foarte multe pisici ale nimănui, care, deși poate au ce mânca, nu sunt sterilizate și astfel se nasc din ce în ce mai mulți pui pe care nimeni nu și dorește. Pentru toți iubitorii de animale care ne urmăresc, dacă aveți plăcerea și timpul pentru a salva 100 de astfel de suflete, nu trebuie decât să duceți unul singur la sterilizat. De menționat cu steluță, un lucru foarte spicy așa, cum a pornit, adică... Mai erau și unele neortodoxe, după mine m-a luat un pic cu tremur. Foarte... așa... Dar ce Dumnezeu când ai zis? Așa mi-a zis...